de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! O nouă cafea, de data asta cafea adevărată, de chiar cafea adevărată după oboseala din ultimele zile. Este marți și spuneam că ne vom mai gândi dacă vom face emisiuni cu politicieni, dar până la urmă alegerile s-au făcut cu politicieni și trebuie să continuăm cu ei în perioada următoare, pentru că fără politică se pare că nu există nimic. Și pentru că este marți și marțea veneau de obicei cei de la PNL în timpul campaniei electorale, ne-am gândit că ar fi bine astăzi să discutăm cu ei despre ce s-a întâmplat în aceste alegeri, despre modul în care văd ei rezultatele, ce au câștigat, ce au pierdut, în ce măsură sunt mulțumiți de rezultate și în ce măsură se gândesc la administrarea lor. În emisiune, trei invitați, dar vom face mișcări pe rând. Știți, pandemia ne obligă la anumite restricții. Primul invitat de astăzi, domnul Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Salut Bine. Pe dumneavoastră și pe toți cei care vă urmăresc. Bună dimineața încă o dată! Alături de domnia sa, eufemistic vorbind, alături de domnia sa în studio, împreună cu Mugur Cosmanciuc, domnul Andrei Carabelea, noul primar al municipiului Piatra Neamț. Felicitări, Andrei, bine ai venit în emisiune. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați propus să vin astăzi și să mă adresez cetățenilor orașului dintr-o nouă funcție, dintr-o nouă perspectivă. Vă mulțumesc tuturor. Se încălzește pentru participarea la emisiune ca la fotbal domnul senator Eugen Nazare Țapu, pentru că vom schimba la un moment dat niște locuri în timpul emisiunii. Domnul Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț, haideți să începem și să spunem așa, sunteți mulțumit de rezultatul alegerilor? Dacă aș răspunde da, clar, aș spune că nu am o mulțumire și o satisfacție privind modul în care s-au finalizat aceste alegeri. Pentru că s-au întâmplat câteva lucruri care au umbrit rezultatele bune obținute în anumite locuri sau victoriile unor colegi care și-au câștigat mandatul, unii dintre ei la primul mandat, alții și-au recâștigat mandatul. Și aceste câteva lucruri care s-au întâmplat spre a umbri determină acest mod de a mă exprima că da, un sentiment de nemulțumire față de rezultatul final, care consider că este și incorrect față de percepția electoratului, față de ceea ce gândește cu adevărat marea majoritate. Dar dat fiind că a fost și o prezență scăzută în anumite locuri, dat fiind că poate unii dintre cei care au votat sau cei care s-au prezentat la vot au avut această opțiune, trebuie să și respectăm. Singurul lucru care îl subliniez este că în județul Neamț, în aceste alegeri locale, au fost mai multe suspiciuni de fraudă decât am văzut eu vreodată. Lucruri care s-au consemnat și în mass media, lucruri care au fost relatate și de către oameni și acest aspect aș vrea să fie clarificat. Partidul Național Liberal are o victorie clară în anumite momente sau în anumite localități. Partidul Național Liberal a reușit o performanță de a-și mări numărul de mandate de aleși local față de 2016. Partidul Național Liberal a poziționat pe harta administrativă mai bine în județul Neamț aleșii locali. Dacă este să facem o analiză, este o analiză complexă, care o vom face și undeva săptămâna viitoare o vom și prezenta. Per total, Partidul Național Liberal a ieșit pe plus în aceste alegeri. Aș menționa că am reușit poate în câteva momente, câteva victorii care poate nu erau
credibile sau crezute. Și să o iau puțin de mai departe, aș menționa la Bozieni. La Bozieni, cel mai vechi am primar. Reușit și am câștigat alegerile cu un coleg, un tânăr, primar, candidat, care a bătut cel mai vechi primar. Și asta demonstrează că se poate. După ce tot el, colegul nostru, Dănuț Arghiropol, a pierdut prima dată competiția. Acum s-a mobilizat și a câștigat. Felicitări, Dănuț. Felicitări domnului primar. De asemenea, nu trebuie să trec cu vederea nici victoria pe care am obținut-o la Roma. Este o victorie, în ciuda multor adversități și multor momente de tumult. Și acest lucru trebuie menționat și asumat, că este o victorie. Nu aș putea să uit nici victoriile celorlalți colegi, care sunt primari, unii dintre ei la primul mandat, fiecare dintre ei având practic o misiune grea în fața cetățenilor. Pângărați, domnul Petronel Mancaș. Dar pentru că sunt aici și este și Andrei în studio și pentru că vorbeam de lucruri care puteau fi la început incredibile pentru mulți, vă spun că da, uitați, și aici s-a putut. Și s-a putut pentru că unii au crezut foarte mult în victoria acestui coleg, acestui tânăr, a domnului Andrei Carabelea. Unii nu au crezut. Și lucrul acesta s-a văzut. Dar ceea ce contează de acum încolo, contează să am arătat că atunci când ai voință, se poate. Și ceea ce va conta mai mult decât atât este că Piatra Neamț și județul Neamț vor avea o altă abordare. Adică proiectele despre care am vorbit în campania electorală vor fi implementate. Andrei este produsul unei generații noi. Este un om care a avut ambiția și determinarea să arate că va ajunge primar, care să fie primarul oamenilor. Andrei va face ca municipiul Piatra Neamț și zona metropolitană și proiectele care le-am avut la nivel de județ să fie implementate. Sper că Andrei să aibă puterea și înțelepciunea să fie în permanență un om echilibrat, așa cum a fost și până acum. Și știu că o va avea, pentru că are bunul simț și educația necesară. Și împreună cu noi, cu toată echipa, vom face ca județul Neamț să fie acel brand despre care vorbeam. Pentru că Andrei va fi în permanență într-o antiteză cu modul despotic pe care îl va promova Ionel Arsene. Da, Andrei va fi într-o antiteză. Va fi un alt produs. Și atunci lumea va vedea că a făcut o greșeală, că s-a orientat pe anumite locuri, că nu peste tot. Doar după niște interese mărunte și va vedea cât au pierdut blocând județul Neamț. Și de aceea spun că în momentul de față, rezultatul pe care l-a obținut Partidul Național Liberal în alegerile locale este un rezultat bun, dar nu mulțumitor, pentru că nu este complet. Fiind lucrurile acestea spuse, vă spun însă că noi mergem mai departe, iar când spun că mergem mai departe, mergem pentru a implementa proiectele despre care am vorbit. Pentru că județul Neamț are nevoie de un transport de calitate, are nevoie de o infrastructură de calitate și are nevoie de fiecare subiect despre care am vorbit să fie implementat. Da, Andrei? E o surpriză pentru foarte mulți, pentru mine și pentru colegii care am muncit de pe 1 august, de la desemnarea mea și validarea mea în biroul politic național al PNL. A fost o perioadă neîncetată de muncă. Minim 12-14 ore pe zi de muncă, alături de oameni care au crezut foarte mult. Și aici vreau să le mulțumesc mai întâi lor, pentru că nu e un rezultat care să mă aparțină mie, este o muncă de echipă. Și îl am alături în dreapta pe omul care a susținut și a avut încredere în mine încă de la bun început și m-a... Necondiționat în perioada asta, pentru că mulți... Eu am reținut nuanța. Mulți din PNL au crezut în tine și aproape la fel de mulți n-au crezut în tine. Și duc mai departe vorbele. Cei care au crezut au luptat, cei care n-au crezut, dacă n-au luptat, poate n-au făcut pagube foarte multe, dar dacă n-au luptat și au și trădat, au făcut pagube extrem de mari.
Este o altă discuție pe care o să avem timp să o ducem. Ați prezentat o realitate. Eu n-am să mă refer la acele lucruri care, evident, au afectat, poate cumva, negativ rezultatul și la nivel de Piatra Neamț și la nivel de județ. Eu sunt convins că se putea mult mai bine. Apropo de asta, vreau să exprim și eu acest sentiment. E o victorie extrem de frumoasă aici la Piatra Neamț, însă pentru mine este o victorie incompletă, pentru că mi-aș fi dorit foarte mult ca tot ce am, toate discuțiile pe care le-am avut, atât la nivel de echipă, cât și cu oamenii în Piatra Neamț, să ducă la un rezultat care să pună Piatra Neamțul și Neamțul pe o direcție și pe o cale a dezvoltării. Voi milita și voi trage și voi da tot ce am mai bun pentru asta în continuare. Din păcate, contextul nu e cel pe care mi l-am dorit și realitatea astăzi este că sunt primarul ales și nu știu exact cum va funcționa această relație cu Consiliul Județean Neamț. Din punctul meu de vedere, voi face tot ce îmi stă în putință pentru o relație corectă, de parteneriat, pentru o relație care să vizeze bunăstarea oamenilor. Eu nu pot să mă abțin, că așa, acum au trecut campania și acum pot vorbi și eu mai mult. Deci, lucrurile sunt aparent complicate, în realitate pot fi foarte simple. De ce? Dacă cineva își aruncă o privire pe structura Consiliului Județean, există posibilitatea reală, a unei majorități care să nu fie majoritatea președintelui, cu condiția ca să nu mai funcționeze rețelele oculte între consilieri și conducerea Consiliului Județean. Și atunci lucrurile s-ar duce spre un firesc, un președinte care execută hotărârile de Consiliu, ceea ce hotărăște Consiliul Județean, Consiliul Județean, nu președintele Consiliului Județean. Și atunci ar putea exista o colaborare, hai să spunem așa cum era la gimnastică, exerciții impuse. Exact, de asta am și folosit Consiliul Județean. Contează foarte mult de pe ce poziții discuți și despre ce poziții vor discuta consilierii în Consiliul Județean și ce alianțe se vor face. Pentru că există această posibilitate, numai cine nu vrea nu o vede. Dacă îmi dai voie. Te rog. Sigur. Vă rog. Ca să punctez lucrul acesta, scuză-mă, Andrei. Vreau să fiu un mesaj foarte clar. Partidul Național Liberal este deschis la orice alianță cu orice formațiune politică care va înțelege că forma de promovare de până acum a PSD-ului trebuie să înceteze. Forma pe care vrem să o promovăm este a unei colaborări transparente, și ați subliniat și dumneavoastră, nu oculte, pe proiecte clare și reale. Atât în municipiul Piatra Neamț, cât și în Consiliul Județean, mecanismele arhaice care au blocat dezvoltarea trebuie să se oprească. Și spun lucrul acesta asumat. Vom avea discuții cu orice formațiune politică care va înțelege că majoritățile nu se creează pentru a da sinecuri și pentru a da funcții sau pentru a proteja interese de afaceri ale unor oameni. Județul Neamț și municipiul Piatra Neamț va trebui să cunoască dezvoltare. Iar poziția lui Andrei în administrația locală va fi una în care primarul municipiului Piatra Neamț va fi o voce națională pentru promovarea dezvoltării în această zonă. Pentru că va avea susținere guvernamentală, va avea susținere parlamentară și va avea susținere și de la Bruxelles. Județul Neamț are nevoie de aceste susțineri, iar cine va înțelege va veni în această formulă în care nu facem adversități față de o persoană, dar acea persoană va trebui să înțeleagă că s-a terminat primitivismul pe care l-a promovat în 4 ani. Întrebare directă. Direct. A spus toate partidele. Eu vă întreb așa, dintr-o curiozitate... Vă răspund direct. PMP Chitic? Chitic este cel care a venit în această emisiune
și a spus că va susține candidatul PNL la primărie, va susține candidatul PNL la Consiliul Județean în persoana mea și la 2 săptămâni s-a trezit candidat. Este o persoană care a dat dovadă de lipsă de caracter numai pe aceste declarații. Nu va putea fi partener al meu personal și al PNL-ului niciodată. Modul pe care l-a promovat în administrația locală trebuie să înceteze. De aceea, cei care vor să rămână cu Chitic, să stea Chitic. Să tacă. Să stea Chitic. Dar noi nu pornim o adversitate a priori general. Am înțeles. Dar față de acest domn, folosind cuvântul domn, nu într-un termen care să-l caracterizeze, ci pentru că noi suntem educați. Nu vom avea niciun fel de toleranță pentru că a fost trădător. Dar trădător nu față de partid, ci față de interesele orașului, că a urmărit să țină PSD-ul la Consiliul Județean. Asta a fost o înțelegere ocultă, care timpul o va arăta. Este suficient de clar? Este foarte clar. De ce? Pentru că se discută. Este, domnule, că va fi o majoritate de dreapta cu PMP-ul. Majoritate de dreapta poate fi. Dar Chitic nu cred că reprezintă vreo formațiune politică, iar cine nu este de acord cu mine are posibilitatea să spună. Eu am o voce și mă voi supune unei majorități. Cine își asumă să susțină că Dragoș Chitic este o persoană morală, aștept să o aud public. Da. Aș vrea avea o singură completare la ce a spus domnul președinte, după care vă rog mult să-mi permiteți să continui mulțumirile, pentru că am intrat frumos într-un subiect care a dus în altă zonă, da, și este vina mea aici. Asta este genul de emisiune care se face după alegeri. Știți? Sigur. De asta, în ceea ce privește colaborările și realizarea majorității, atât în Consiliul Local cât și în Consiliul Județean, ce am vorbit și cu domnul președinte și cu colegii și care va fi esența acestor negocieri, va fi pornind de la principii și nu de la funcții. Corect. În niciun caz nu acceptăm dialoguri, vreau funcția aia, vreau funcția aia. Domnule, ne interesează în primul rând să facem bine pentru comunitate. Da? Ăsta este principiul numărul 1. Prin urmare, lăsăm orientările pe funcții și mergem pe orientări pe proiecte. Domnule, asta trebuie să facem pentru comunitate. Ca să facem asta avem nevoie de următoarea lucru și colegul nostru este mai bun în zona asta și de asta se potrivește acolo. Deci în felul acesta vor fi discuțiile și nu altfel. Și acum, dacă îmi dați voie, am să merg mai departe cu mulțumirile. Îi mulțumesc de asemenea și domnului senator Țapu, pentru că și-a pus amprenta pe strategia și este un om care are meritele sale în realizarea acestei victorii, pentru că are o experiență în ce ceva înseamnă... Este unul dintre cei care au crezut tare. De la bun început. Păi v-am spus, sunt oameni cheie care am avut alături și care sunt parte a acestei victorii, pentru că dacă nu ar fi fost ei, pe de o parte, eu trebuie să fiu sincer și onest cu toată lumea. Nu am o experiență electorală extrem de vastă. Am avut o singură campanie în care am fost implicat activ, aceea din 2016, pe care sunt convins că mulți dintre nemțenii încă o cunosc, alături de Sebastian Burduja, prietenul și camaradul meu de mai bine de 5 ani încoace. Au fost oameni care au crezut și au acționat de dimineață până seara, zi și noapte, pentru acest crez, pentru această victorie. 2 luni în care oamenii aceștia, împreună cu ei, am muncit de dimineață până seara. Și aici este domnul senator Țapu, mai este colegul și prietenul meu Adrian Jucan, care cred că de 1 an și jumătate a acceptat să intre în politică și a făcut asta tocmai pentru a arăta că se poate. Și aici ajungem la acea discuție cu privire la cei care nu au crezut. Andrei, sunt foarte scuze, mulți aceia. Scuze că te întrerup. Din respect
și completare pentru a nu greși, sunt mult mai mulți oameni care nu reușești și nu vei reuși să-i menționezi pentru mulțumire. Și din corectitudine, dar nu va rămâne așa, adică nevorbit, vor fi menționați treptat toți cei care au fost pozitivi și poate cei care n-au reușit să-și arate energiile pozitive printr-o implicare pe măsură. Dar din respect, să nu greșim față de vreun coleg care poate a muncit foarte mult și după se va simți supărat că nu a fost menționat. Eu spun mulțumesc frumos și mulțumim frumos tuturor. Pentru că și vorbiți și nevorbiți și nominalizați și nenominalizați sunt foarte mulți oameni care au muncit. Munca lor s-a văzut într-un rezultat foarte bun în municipiul Piatra Neamț. Munca lor s-a văzut în campania noastră și munca lor se va vedea în continuare fiind partea echipei. Și munca lor se va vedea pentru că vor fi valorificați și promovați ca modele în administrație, pentru că reforma administrației se va realiza, dar nu pe criteriile spuse de alții că venim ca să concedem oameni. Nu. Performanța va trebui să fie parte componentă a gândirii fiecărui om în fișa postului. Și slujba pe care o are trebuie să înțeleagă că este în folosul cetățeanului. Cum fiecare dintre noi a muncit pentru a ajunge aici 12, 14, 18 ore pe zi, la fel și ei vor trebui să înțeleagă că vor fi 4 ani de muncă pentru ca municipiul Piatra Neamț și județul Neamț să fie reconstruit. Scuză-mă că te-am întrerupt. Nu m-ați întrerupt pentru că ajungeam să mulțumesc. Evident, n-am cum să vă mulțumesc nominal fiecărui om. Aveam acest mesaj pentru toți colegii din organizația PNL care au contribuit cu toată determinarea și dedicarea la această victorie și în aceeași măsură oamenilor, pentru că sunt foarte mulți din zona civică care cetățeni pe care i-am întâlnit pur și simplu pe stradă, care dintr-o dată, deși erau foarte resemnați, au trecut în partea cealaltă și au devenit niște ambasadori ai acestei campanii. Aici este marea problemă la care va trebui să dai un răspuns. Și o spun acum, lăsând la o parte toate lucrurile care au fost. Lumea vede un tânăr la primărie. Vede un tânăr care ar trebui să schimbe mentalitatea din primărie, în primul rând, mentalitatea din societățile Consiliului Local, ca încet, încet să se poată ajunge la o schimbare de mentalitate colectivă în Piatra Neamț. Pentru că avem o mare problemă și la Piatra Neamț și la Roman, cu implicații directe asupra rezultatului la vot. Populația n-a ieșit la vot. Absenteism, și eu nu spun că este un absenteism în mare măsură voluntar. Un gest de sancțiune față de modul în care s-a făcut, poate, așa interpretez eu, față de modul în care s-a făcut politică, exact, sau față de modul în care au fost implicați în consultarea deciziilor publice luate în administrația locală și va trebui să avem respect, eu îl voi avea în totalitate, după cum eu voi înțelege clar unde și de ce s-au pierdut niște rezultate, la funcția de președinte al Consiliului Județean. La fel va trebui să înțelegem toți. Eu îmi fac mea culpa pentru niște lucruri. Spun mulțumesc frumos pentru rezultate, dar lucrurile trebuie bineînțeles pentru că viața merge mai departe. Nu suntem nici oameni care să ne transformăm în corul mulțumitorilor și mulțumirilor. Proiectele despre care vom vorbi vor fi cele pe care le-am prezentat în campania electorală și vor fi proiectele care vor poziționa Neamțul pe hartă. Pentru că mesajul ăsta vreau să fie bineînțeles. Nu ne vom opri. Mergem înainte și tot ce am promis se va implementa. Forța unui om politic este de a arăta că se poate face și chiar când nu are majoritate sau toate instrumentele de decizie. Și o vom arăta. Pentru că județul Neamț, municipiul Neamț, va avea, prin vocea mea, vocea primarului Andrei Carabelea, vocea colegilor parlamentari și a celorlalți primari, susținere guvernamentală și fonduri europene pe o axă directă cu Bruxelles. De aceea vreau să fie bineînțeles. Cine nu va înțelege mesajele noastre este ori
cu un IQ subunitar, ori dorea voință cruntă. Fiecare din proiectele despre care am vorbit, despre infrastructură mare, rutieră, feroviară, se vor realiza. Fonduri europene vor veni, inclusiv pentru a realiza Centrul Național de Sănătate. Te rog. Prima mea grijă. Și aici sper că cea mai mare parte... Întrebare. Care va fi prima grijă al Andrei Carabela la primărie? Prima mea grijă va fi să recâștig încrederea oamenilor. Să dărâmăm aceste ziduri care s-au creat între mediul politic, între mediul administrativ pe de o parte și cetățean pe de cealaltă parte. Pe de o parte, știți bine, sunt un om care am promovat și m-am implicat foarte mult în promovarea și educarea spiritului civic, care este primul pas și cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțeleagă un cetățean care dorește o mai bine în comunitate. Voi fi un partener al oamenilor care se vor implica și care vor dori să participe la acest bine colectiv. Am creat de 2 ani, și asta fără a avea absolut nicio aspirație să candidez pe atunci la primărie, m-am implicat și am fost parte din inițiativa a ceea ce înseamnă Consiliul Onorific Local. Voi stimula acest gen de gândire și voi stimula implicarea oamenilor care au o anumită expertiză pe diverse domenii cheie care pot avea impact în comunitate și inclusiv în zona administrativă. Sunt mii de oameni și mulți dintre ei chiar mi-au scris și ieri, după această victorie, sunt mii de oameni plecați din Piatra Neamț care lucrează în domenii cu o pregătire foarte înaltă și care au expertiză necesară și pot ajuta chiar și de la distanță pentru a face, a îndrepta niște lucruri, a corecta niște lucruri, atât în primărie cât și la nivel de oraș, cu propuneri de proiecte. Unii dintre ei chiar m-au susținut și în această campanie. Voi stimula astfel de energii și voi încerca să le agreg. Voi fi un agregator și un activator de astfel de energii. Voi avea un canal, voi înființa un canal direct de comunicare între oameni care au ajuns cu diverse probleme, poate la primărie, să-mi comunice care este percepția lor, care este impresia lor, care este feedback-ul lor cu privire la rezultatul obținut. Și în felul acesta voi elimina sinecurile, așa cum spunea și domnul președinte, pentru că este inadmisibil și intolerabil să existe corupție de orice formă în primărie. Da. Și doar în felul acesta... Sunt tot felul de provocări care vin aici în mesajele pe care le primesc și pe WhatsApp și pe site-ul, pe chat-ul emisiunii. Domnul Cosmanciuc, un ultim cuvânt vă retrage. Va știu face. Că aveți o întâlnire. De retras, și... nu mă retrag. De retragere din emisiune. De a merge mai departe. De retragere din emisiune, că dacă doriți să vă retrageți, dăm un breaking news acum. Facem un breaking news, dar la momentul potrivit și cu știri potrivite. Câteva mesaje. Breaking news este, Mugur Cosmanciuc nu se retrage. Câteva mesaje clare. Proiectele promise vor fi implementate. Vreau să fie parteneri ai acestor proiecte toți oamenii care au înțeles că județul Neamț are nevoie de dezvoltare. Realitățile pe care le-am prezentat există și nu vreau să mai existe. Adică un loc codaș la fonduri europene, absorpție. Un salariu mediu pe economie în loc codaș. Sunt realități care definesc Neamțul ca fiind un județ subdezvoltat și implicit și Piatra Neamț. Nu vreau să mai existe aceste realități peste 4 ani. De aceea, mesajul prim este acesta. Toate proiectele prezentate, promise și neînțelese de unul, nu sunt futuriste, vor fi realizate. Andrei Carabela, primar de municipiu, va fi un pilon în jurul căruia se vor construi. Al doilea mesaj. Toți cei care n-au înțeles ceea ce s-a întâmplat în această campanie au posibilitatea să înțeleagă acum. Să vină
lângă primarul Andrei Caravelea și în echipa Partidului Național Liberal pentru a dezvolta acest județ. Cei care vor să fie în altă echipă, nu este supărare, dar să-și asume transparent. Există o vorbă în popor. Scuzați, dar nu poți să fii ziua fată mare și noaptea pe la felinare. Cine își asumă o astfel de conduită, și o asume public. De aceea, Partidul Național Liberal va avea înțelegeri transparente, iar majoritățile vor fi construite pe principiile dezvoltării județului Neamț și a municipiului Piatra Neamț. Și al treilea lucru pe care îl voi spune, vom fi adversarii primitivismului pe care l-a promovat Ionel Arsenie. Mulțumesc și am să-l rog și eu mai departe să continui Andrei în calitate de primar al municipiului Piatra Neamț și un produs al unei noi generații care va avea un cuvânt de spus în viitor și va munci această generație pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru tot ce a făcut fiecare om în această campanie. Fiecăruia îi mulțumesc cu vârf și îndesat din suflet. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că până se produce schimbarea vreau să îi citesc lui Andrei. Eu i-aș dat premiu pentru mesajul dimineții. Ce spune cineva așa. Ce bine este că avem un primar nou tânăr care a venit cu niște proiecte. Ce mai avem multe proiecte interesante în campanie și ce frumos ar fi ce să avem așa un viceprimar care se ocupe de unificarea tuturor societăților primăriei ca să dispară toate sinecurile din aceste societăți și corupția. Cred că trimiterea este la domnul Irimia, parcă el venise cu ideea asta. Și să-l punem la treabă pe cel care a spus că poate implementa un sistem fără bani publici cu Legoland. Și atunci să avem o echipă care să se ocupe de proiecte de dezvoltare și să răspundă fiecare pentru ceea ce au promis în campanie. Mie mi se pare mesajul dimineții, sincer, m-am distrat foarte tare în timp ce îl citeam. A intrat în emisiune, te rog, Andrei, o secundă, a intrat în emisiune, domnul senator, bună dimineața, bine ați ajuns. Bine, bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Dați-mi voie și mie să le mulțumesc în mod deosebit pietrenilor pentru rezultatul de la Piatra Neamț, pentru că la Piatra Neamț am câștigat prin Andrei Carabelea funcția de primar, dar nu numai. Partidul Național Liberal a câștigat și cele mai multe mandate la Consiliul Municipal și la Consiliul Județean. Acum, trebuie să vă spun că Partidul Național Liberal a câștigat la nivel național și a devenit prima forță politică a României. Evident că am vrut și noi din toată inima să fim și aici, în județul Neamț, pe primul loc și cred că am fi fost dacă alegerile nu ar fi fost pe alocuri fraudate de-a dreptul. Pentru că vă spun, rezultatul nostru este unul bun comparativ cu 2016. Avem 33 de primari câștigați. În 2016 am avut 25. Am menținut cele două municipii, Piatra Neamț și Roman. Dar am fi vrut și cred că se puteau obține peste 40 de primării, numai că în unele am pierdut așa la mustață și acolo au fost suspiciuni și clare multe, de... În multe din primăriile unde ați pierdut la mustață au fost foarte mulți bolnavi care trebuiau să voteze la domiciliu. Vedeți? Adică... Deci, din câte n-am văzut eu așa. Și vă spun că steaua lui Ionel Arsenie începe să pălească. Chiar dacă a câștigat, nu cred că se bucură pentru victoria asta obținută pe căi total oculte, ca să nu spun chiar frauduloase. Acum, vis-a-vis de discuția pe care ați avut-o anterior, vă garantez că Partidul Național Liberal, la Neamț, așa cum am spus-o în repetate rânduri și nimeni nu mă credea, rămâne o echipă foarte puternică. Și aceeași echipă va continua pe termen mediu și lung. Deci ca să fim clari cu speculații care sunt în piață sau... Da. Domnul
Asta a fost. Noi suntem în piață, da. Asta e altă poveste. Deci nu există aici niciun fel de dubiu, da? Vom rămâne aceeași echipă puternică și cred că cea mai puternică echipă pe care am propus-o pentru județul Neamț. Da, astea au fost rezultatele, asta e situația. Dar vă spun, nu va dura mult și domnul Arsene va pleca în istorie. Pentru că nu poți să accept eu, de exemplu, că nemțenii au votat un asemenea individ. Eu vă spun că nu, rezultatul ar fi fost cu totul altul dacă alegerile ar fi fost peste tot corecte. Da, asta e. Domnul senator, dați-mi voie că suntem într-o emisiune. Da. Totuși, dacă am fi avut încă 10.000 de oameni la vot în orașe, și asta e adevărat. Și aici și este o problemă. Deci, dacă n-am fi avut înțelegeri până la nivelul reprezentanților în secții de votare, că există primării în care, și aici, scuzați-mă, nu-i vina mea, că primarul avea reprezentant, primarul pe funcție, avea reprezentant și de la PSD, și de la PNL, și de la Pro-România, și de la ALDE, că așa era țară. Și atunci, în secțiile respective, se putea întâmpla și următorul lucru. Veneam eu și nu prea vedeam, știți? Și ăla din secție spunea, știi cum să votez? Păi nu știu, ia să arăt, uite, așa se votează. Ai înțeles? N-am înțeles. Hai să arăt și pe al doilea. E adevărat. Poate au fost și cazuri de astea, dar e mai greu de crezut, pentru că acolo au avut toate partidele reprezentate. Eu ce vă spuneam? Dar, toate partidele, dar era așa, spiritul dar cărăușia la vot și datul banilor în mașini, asta s-a întâmplat cu certitudine și vă spun localități, dacă vreți. Nu e nicio problemă, avem o situație exactă. Dar asta e, na. Nu mai avem cum să întoarcem rezultatul, pentru că asta e situația. Noi, eu vă spun încă o dată că suntem mulțumiți, avem un rezultat mai bun decât în 2016, în termen nominal. Diferența între noi și PSD este mult mai mică, de aceea Partidul Național Liberal este principala forță politică care se opune Partidului Social Democrat la Neamț. Mai mult, mâine în biroul politic național al Partidului Național Liberal va fi luată o decizie prin care se interzice cu desăvârșire cu orice fel de colaborare cu Partidul Social Democrat. Indiferent sub ce nume se găsește acesta. Da. Dar să fim foarte clar, că știți, dacă spunem PSD, nu e suficient în Neamț. Că de multe ori PSD o să găsește sub alte nume. La începutul campaniei, dacă țineți minte, foarte puțini oameni credeau că Andrei Carabelea va câștiga primăria Piatra Neamț. Țineți minte? Eu țin minte. Da? Eu țin minte că am discutat. Nu ne dădeau nicio șansă aproape, da? Cu un chitic în funcție de primar care a plecat de la noi făcând jocul lui Arsene clar, pentru că a fost o înțelegere ocultă acolo clar, da? Pe care eu mi-am asumat-o public și am spus-o aici. Toată lumea îl dădea favorit. Iată că adevărul și dreptatea a triumfat la Piatra Neamț și eu le-am spus tot timpul oamenilor că pietrenii nu sunt atât de proști cum îi cred unii politicieni. Nu sunt deloc, că sunt inteligenți, sunt oameni inteligenți și vor discerne. Oameni cu discernământ. Și iată că s-a întâmplat și au discernut foarte corect pietrenii. Acum despre domnul Chitic, păi țineți minte domnul Bălănescu cum ne spunea el? Dom'le, m-am hotărât să candidez că am un sondaj care îmi spune că dacă nu candidezi, o vine stânga la putere. Și eu ce v-am spus? Că lupta între Andrei Carabelea și Chitic, că nu există așa ceva? Cum a fost rezultatul? Pentru că noi avem și noi cercetări sociologice. Cine a mințit și cine a spus adevărul? A fost lupta între Andrei și Chitic? Candidatul stângii era departe de orice șansă. Deci, campania asta de tip manipulare, dezinformare, minciună, pe care a practicat-o și PSD-ul și Dragoș Chitic. După aia, că noi am făcut nu știu ce materiale negative. Domnul Bălănescu, eu mi le-am asumat public. Public am asumat aici și la dumneavoastră în emisiune și pe toată mass media. Da? Tot ce am spus, eu am spus public. Eu n-am nevoie să fac lucruri
de astea la mizerie. Mizerie se împart. Mizerie le-au împărțit alții. Copiii, în ce am spus eu public, copiii, în ce am spus, să cerceteze, să vadă cine le-a făcut mizeriile alea, că nu noi. Noi am dus o campanie onestă, o campanie curată, o campanie bazată pe un om curat și bazată pe proiecte. Și o să fim în continuare cu o monitorizare foarte strictă și vrem să colaborăm cu toate forțele politice, în special cele de dreapta, care vor să implementăm proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea atât a Pietrei Neamțului, cât și a zonei metropolitane, cât și a județului Neamț. Pentru că e corect să facem asta. Deci, în rest, povești, autovictimizări și oameni care au vrut efectiv prin dezinformare să câștige alegeri și prin minciună. Și asta s-a întâmplat și la PSD la Arsene și la Chitic. Deci au avut același consultant, cred, nu știu. Consultant. Da. Andrei, revenim un pic. Revenim, revenind la mesajul acela. Deci, simpatic, trebuie să recunoști că simpatic. Sigur că da, sigur. E interesantă dedicația. Ați mai primit... Încă două. E bine că se face lobby pe toate canalele. Ce vreau să transmit tuturor, inclusiv colegilor care... care scriu astfel de mesaje și mai ales cetățenilor. Piatra Neamț are nevoie de o nouă, de un nou tip de gândire, exact, în administrație. Cred că ăsta era și sensul. Și orientarea nu va fi pe ce vor politicienii, ci pe ce vor cetățenii. Prin urmare, genul acesta de mesaje le înțeleg, dar nu vor contribui la un rezultat pragmatic. Trebuie să vedem lucrurile în mod clar, pornind de la... Domnule, e clar că a fost o prezență mică la vot. Hai să vedem ce putem face ca să nu mai fie așa data viitoare. Schimbarea mentalității, da? Colective. Aici este marele clou al următorului mandat și să-i facem pe oameni să aibă încredere. Un om care nu mai crede în nimic și stă doar în cușca lui, trebuie să recunoaștem și pandemia ne-a obișnuit cu modul ăsta de gândire, hai să stăm cât mai închiși acolo, nu duce la nimic bun. Și trebuie o deschidere din ambele părți. Și atunci, da, putem merge mai departe. Dar nevoia de acolo e clară, trebuie o regândire a felului în care se livrează serviciile publice, exact, în momentul de față. Exact, absolut. Și profesionalizarea lor poate implica regândirea felului în care arată societățile Consiliului Local sau felului în care sau le livrăm aceste servicii. Măcar în felul în care își fac activitate. Adică, hai, domne, să terminăm o dată. Facem curățenie, păi să o facem curățenie. Facem asfaltări, hai să facem asfaltări după manual. Standarde. Facem piste, da, de încercare aici pentru sporturi extreme sau facem, cum se cheamă, pentru handicapați sau pentru persoane cu dizabilități. Sau... Deci, hai să încetăm odată cu șmecheriile astea, că nu se mai poate. Adică astea sunt șmecherii de prost gust. Și aici nu sunt numai de prost gust. Sunt șmecherii care în spatele lor sunt și mulți bani publici, care sunt... Nu, hai să spunem așa, sunt șmecherii pe bani publici. Păi, vedeți? Uh-huh. Nu. Care sunt deturnați spre alte buzunare decât alea normale. Adică banii publici trebuie folosiți în scopuri publice, în folosul cetățenilor, nu să-i aduci... Deci eu voi fi garantul... Să-i aduci tu prin astfel de lucruri în propriile buzunare. Haideți să fim corecți. Spune acest asta, gen de combinații și de șmecherii... Se registrează și rămâne. Spune încă o dată. Voi fi garantul încheierii unei noi ere. Nu o eră în care nu vor mai exista combinații, șmecherii, sinecuri de felul acesta. Și orice sesizare care să aibă, se va face direct către primar, printr-un canal pe care îl voi înființa, un canal sigur și direct cu primarul. Eu am o singură rugăminte. Ca tot ce înseamnă lucrare publică să fie recepționat la fața locului și nu din birou. A, bineînțeles. Deci, asta este o mare problemă la Piatra Neamț, recepționarea lucrărilor la fața locului, după proiect. Domnul Bălănescu, la Piatra Neamț a fost o problemă atât de management, de administrație, cât și de viziune, v-am spus. Dar de management, știți că la PubliServ au mașină de asfaltat cu GPS?
dar nu-l folosesc GPS-ul pentru că nu se pricepă aia de acolo. Știți că au, bine să știe unde e mașina. Știți că au mașini cumpărate cu bani grei, cu sute de mii de euro, mașini pentru ridicarea canalelor la suprafață și nu o folosesc. Pentru că nu știu cum, sau au stricat-o, nici nu mai știu. Au stricat-o neștiind să o folosească. Și acum când mergi pe străzi, când mergi pe străzi, parcă mergi cu trenul cu mașina, că dai gurile de canal sunt exact pe roată și la fiecare două secunde trupi... Eu am înțeles altceva, nu mai știu o marcă de gumă de mestecat care este. Dați-mi o marcă de gumă de mestecat, nu mai știu care. Că se spune că e nume deci, de Merchant aici, aici te cu duci și mestești gumă de mestecat fără să vrei. Aici cu societățile comerciale ale primăriei, acolo trebuie spuși oameni competenți, manageri adevărați, care să-și facă fiecare treabă în folosul cetățenilor. Adică omul potrivit la locul potrivit. Până acum nu s-a întâmplat asta. Din nefericire. Și vă spun că și în echipa liberală am insistat pe acest subiect, dar domnul primar avea mână liberă acolo și a pus ce a pus. Da? Pe de o parte ideea cu managerii competenți, pe de altă parte unele servicii pot fi externalizate. Vom căuta acele soluții eficiente, de exemplu la Alba Iulia. Sunt diminuate enorm de mult costurile anuale cu anumite, cu întreținerea spațiului verde, de exemplu. Pentru că acolo este sociale, servicii sociale. Domnul primar. Hai, obișnuiți-vă, obișnuiți-vă. Aici va trebui făcut un audit extern, atenție, pe toate companiile, societățile primăriei și luate cele mai corecte și cele mai fezabile decizii. Pentru că unele trebuie să revină la primărie și să le comasăm alte, dar fără un audit extern făcut de o firmă profesionistă, nu putem așa să apreciem exact cum funcționează. Adică îți faci audit extern făcut de o firmă profesionistă și spune clar, aia faci cu societatea X, cu Y, cu Z, le comasezi două sau trei. Sau... Adică asta trebuiește făcut. Și când ai terminat auditul, iei măsurile imediat, faci treaba aia care ți-o dă concluzia auditului și mai închizi subiectul. Și pui manager, omul potrivit la locul potrivit și funcționează altfel lucrurile. Teoretic, acest audit ar trebui să existe deja la nivelul compartiment sau birou, că nu mai știu ce e, sau serviciu, de guvernanță corporatistă care există în interiorul primăriei. Sunt foarte curios să-i văd pe acei oameni ce au făcut de când a început... De când s-a înființat serviciul respectiv. Domnul Bălănescu, eu am spus audit extern. Pentru că auditul intern e așa o vrăjeală, ca să vorbim mai neacademic. Dar un audit intern al competențelor și al angajărilor în primărie, pe când vorbim despre... Domnul Caragara. Vom vorbi și despre asta, la momentul potrivit. În momentul de față sunt câteva priorități. Și acum este nevoie să stabilim, așa cum era discuția și la începutul emisiunii, care va fi componența majorităților din Consiliul Local, din Consiliul Județean. Pentru că trebuie să existe o formă de echilibru care să convergă la un moment dat spre proiecte comune. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Și uitați, eu anunț pe această cale faptul că în primărie va trebui să existe, anumite responsabilități asumate fie de oameni care lucrează în momentul de față în primărie, dar au și expertiză sau pasiuni pe alte trei domenii și am să anunț acum faptul că vom începe digitalizarea serviciilor oferite de primărie și avem nevoie de o nouă instituție, de o nouă responsabilitate, de un nou rol, și anume al unui arhitect digital care să înțeleagă care sunt nevoile oamenilor atunci când intră pe site-ul primăriei și să reușească să ducă spre digitizare și digitalizare tot ce se întâmplă la ghișeu. Și treptat, într-un an, 2, 3, să avem toate serviciile aduse pe telefonul mobil. Fiecare om
să poată alege. Dom'le, merg la ghișeu și acolo mă primește cineva și mă tratează cu tot respectul la o masă unde eu sunt de la egal la egal cu funcționarul, sau aleg să văd ce trebuie să, să obțin autorizația sau adeverința sau certificatul sau orice pe telefonul mobil, sau să văd care sunt nevoile de plată, care sunt datoriile mele către bugetul de taxe locale și să, să am opțiunea de a le plăti de pe telefonul mobil. Fiecare om să aleagă, dar noi să le oferim șansa de a fi, de a dărâma aceste ziduri care s-au creat în timp între funcționari, între administrație și, și oameni. Pe de altă parte, deci asta, asta este o prioritate pe care o voi trata. Pe de altă parte, am promis un oraș care să redevină și să, să redevină rapid perla Moldovei, adică cel mai verde și îngrijit oraș din Moldova. Iar asta o putem face numai găsind un om care să coordoneze un proiect urbanistic și peisagistic la nivel de oraș. Un bioarhitect care poate fi un om pasionat de plante, să înțeleagă ce plante se potrivesc pentru acest tip de sol, ce plante au proprietăți de a purifica aerul, ce plante se potrivesc în fața, în fața blocurilor, în acest tip de climat și așa mai departe. Și să îndreptăm și să corectăm un peisaj care în Piatra Neamț poate fi mult îmbunătățit, de la cum întreținem spațiul public. Și în aceeași măsură voi avea grijă ca treptat toate clădirile publice și toate blocurile din Piatra Neamț să fie eficiente din punct de vedere energetic. Asta se va traduce în, pe de o parte, confort mai mult în case, factori mai mici la gaz și un aspect înfrumusețat al orașului. Aici sunt multe lucruri care vor converge, inclusiv la aparat tehnic în cadrul primăriei, specialiști, proiecte pe care trebuie să le corelăm împreună și ajungem la echipa de proiecte. Voi căuta soluții pentru a aloca din actualul aparat al primăriei oameni care să înțeleagă cum se scriu proiectele, să-i instruim, să-i perfecționăm, să-i trimitem în internship-uri sau în programe de a învăța accelerat de acolo unde s-a întâmplat și s-au obținut rezultate remarcabile în administrații eficiente. Oradea, Cluj, Alba Iulia, Reșița. Vor fi repere pe care le vom folosi pentru a implica mult mai bine oamenii din actualul aparat al primăriei într-o funcționare care să aducă o dezvoltare mai rapidă, mai accelerată și să aducem, să atragem bani în Piatra Neamț, așa cum nu s-a întâmplat de 30 de ani încoace. Multe sunt de făcut. Și să nu mai auzim că doar am plătit facturi datorii. Și dobânzi. Da. Deci, pentru că deja ajunsesem la un fel de blocaj. Când auzeam, am plătit datorii. Ok. Da. Și? Eu vă spun că va fi o diferență majoră de abordare cu Andrei Carabelea, primar, pentru că este un tânăr care are viziunea necesară și are în spate și o întreagă echipă, pentru că nu poți să faci nimic de unul singur. E clar că numai în echipă poți să reușești. Și va avea o echipă puternică în spate care de data asta îl va monitoriza mult mai atent decât s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Nu va fi nevoie de monitorizare, domnul senator. Vă asigur că e un parteneriat și o colegialitate. Glumeam. M-am integrat în această echipă și o spun răspicat, pentru că, într-adevăr, și în ultimele 2 luni au existat foarte multe emoții și îngrijorări din partea cetățenilor. Și vreau să aduc niște clarificări. Nu voi fi nici marioneta nimănui, pentru că au existat câteva zeci de astfel de abordări lansate în spațiu public de oameni care au anumite interese de a destructura încrederea pe care unii cetățeni... Sunt și unii care nu o fac cu rea voință, sunt pe lângă cei care au interese, sunt și unii care
își pun întrebări, că e firesc să spui întrebări. Păi eu pentru cei care nu au reavoință spun acum, asta pentru spun. Că știu că există și astfel de oameni, să nu creadă astfel de dezinformări. Sunt un om loial, eu nu voi trăda nici echipa, nici colegii, dar vreau să afirm foarte clar că există un dialog și o deschidere din partea tuturor colegilor din PNL, că astfel nu aș fi fost desemnat primar, să fim... singur să fie nu clar. Să faci nimic. Na, dar am nevoie de o echipă și să nu șubrezească încrederea nici în colegii mei din PNL, pentru că nu este nimeni rău intenționat, nimeni nu a venit cu niște interese, domnule, uite, faci așa ca să... Nu, e o discuție în care trebuie să vedem efectiv ce trebuie făcut în orașul acesta. Și va fi bine pentru toată lumea. Dar trebuie să ne dorim asta, nu să încercăm să șubrezim încrederea și... Ai dreptate, încheiem pe acest mesaj pozitiv, e bine să avem încredere, să acordăm încredere la început de mandat noi echipe, să vedem și cum se va forma ea și cum va funcționa Consiliul Local. Asta nu înseamnă că în emisiuni viitoare nu vom diseca pe zone și pe anumite lucruri votul, cum s-a făcut el, cum a fost posibil ca să se întâmple niște lucruri, dar asta în alte emisiuni, după ce se așează un pic lucrurile. Spuneam că o să luăm și noi o pauză aici la cafeaua de dimineață câteva zile, dar vom vedea ce se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Succes, Andrei Carabela. Succes, domnului senator. Transmitem și domnului deputat Cosmin Ciuc același succes și mai ales succes locuitorilor județului Neamț, ai municipiului Piatra Neamț și ai fiecărei localități din județ. Avem nevoie ca să ridicăm Neamțul de toate forțele care vor să facă acest lucru. Și asta înseamnă, pe lângă toate lucrurile, și dialog constructiv și pe față, nu pe rețele oculte. Vă mulțumesc frumos, cele bune! Mulțumim și noi, o zi frumoasă tuturor!